Romanul vegetal a fost lansat în 2014 și pornește de la ideea unei lumi în care plantele au dobândit o inteligență colectivă mobilizată agresiv împotriva umanității. A urmat acest roman mineral, care continuă seria pe care ne-am propus-o, însă este destul de departe ca abordare și ca stil de primul volum. Deci, sintetizând, este vorba despre tratarea unor provocări ale civilizației omenești, ipotetice, desigur, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, vegetal și mineral. Romanul este unul dintre puținele din literatura română contemporană scris de doi autori, Dănuț Ungureanu și Marian Truță. Spun că nu a fost deloc greu să colaboreze pentru scrierea volumului. Nu e deloc complicat, dar asta din pricină că undeva suntem firi asemănătoare, avem o abordare literară oarecum asemănătoare și din pricina aceasta lucrul cu Dănuț Ungureanu, din punctul meu de vedere, a mers cât se poate de firesc. El s-ar putea să fie de altă părere, deși nu cred. Atât vegetal cât și mineral au apărut la editura Nemira. Autorii au un plan al treilea volum, căruia nu i-au destăinuit numele. Ei chiar vor să lanseze o provocare către cititorii care sunt invitați să ghicească denumirea volumului care va încheia trilogia.